Cinci partide pro-europene au semnat la inițiativa Coaliție pentru Unitate și Bunăstare o declarație comună cu ocazia Zilei Europei. Semnatarii au formulat drept priorități urgente de cuplarea Republicii Moldova de la monopolurile menținute de Rusia în economie, energie, mass media, retragerea neîntârziată din CSI, dar și rezolvarea conflictului din stânga Nistrului printr-o politică curajoasă. Potrivit semnatarilor declarației, aderarea la Uniunea Europeană este un proiect de coeziune, transformare și de modernizare a societății care poate garanta cetățenilor noștri pace, demnitate, siguranță și bunăstare. Susținem angajamentul autorităților centrale de a-și asuma și implementa reforme structurale și profunde care să ofere credibilitate procesului de aderare la Uniunea Europeană. Susținem retragerea necondiționată a Republicii Moldova din CSI. Ne obligăm să respingem categoric tendințele de federalizare. Semnatarii susțin că se obligă să depună toate eforturile pentru a susține autoritățile de la Chișinău privind aderarea țării noastre la Marea Familie Europeană. Cu cât mai departe de Rusia, cu atât mai bine de noi. Locul Republicii Moldova este alături de lumea civilizată, în cadrul UE și în cadrul României. Merităm să trăim și noi o viață decentă, să trăim în pace. Suntem în scoarul Europei, peste drum de noi se adună draperile sovietice care vor defila cu trâmbițe, cu goarne, cu dobi și cu fanfară și cu rachiu ca să sărbătorească milioanele de vieți omenești pierdute într-al doilea război mondial. Prin declarația pe care astăzi o semnăm, asta vrem să arătăm. Că suntem mai multe partide pro-europene și vedem Moldova în marea familie europeană. Oamenii ne întrebau totdeauna în teritoriu: Dar când vă veți înțelege acolo între voi? Uite că astăzi semnăm o convenție de înțelegere. Unitatea europeană este o comunitate de 27 de națiuni și popoare europene reunite în jurul unor valori politice, economice, culturale și sociale comune. La baza apariției comunităților europene stă declarația din 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, care propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub controlul unei autorități comune pentru a se controla în acest fel producția de armament și pentru a înlătura posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile. Europei. Propunerea lui Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.